Bine ai venit, Tora, și la mulți ani. Mersi, mulțumesc, bine te-am găsit. Spune-mi, Tora, ai vrea să adresezi publicului care te privește acum câteva cuvinte, acum la început de an? Deci orice urare de bun simț nu poate să înceapă decât cu speranța în mai bine. Deși e un cuvânt des folosit, chiar de artiști, poate demonetizat, eu consider că șansa de a supraviețui este să nu ne pierdem speranța. Tora, când am auzit că voi fi programată în prima duminică a lunii ianuarie, mi-am spus, îmi trebuie un om cu un tonus puternic, un om cu foarte multe reușite, și imediat mi-a venit în minte numele tău. Așa ai considerat? Da. Mă bucur să mă descoper prin tine. Păi dar nu este așa? Un om cu foarte multe reușite? Depinde. Nu, viața mea n-a fost numai lumină. Dar crezi că e cazul să o luăm de la început de an cu conurile de umbră? Nu. Eu știu că viața nu este formată numai din reușite. Eu știu că au fost și experiențe dure, știu că au fost și dezamăgiri, dar important este că toate astea le-ai trecut cu înțelepciune, cu foarte multă răbdare, cu foarte mult curaj, cu demnitate, și cel mai important este că nu ți-ai pierdut umorul. Pentru că trebuie să recunoaștem, stimați telespectatori, că Tora Vasilescu este o actriță care s-a remarcat mai ales în registrul comic. Spune-mi, Tora, ai descoperit această aplecare spre comedie chiar de la început? Nu mi-am propus să o fac și, dacă mă gândesc bine, nici acum nu cred că îmi propun, când am un text în mână, să fac comedie. Pentru mine, cheia acestei profesii este picătura care se revarsă dintr-un pahar prea plin, iar cheia în care joc seamănă cu viața tragicomedie. Nu m-am gândit niciodată să fac comedie pentru comedie. O situație, de exemplu, cu cât este mai dureroasă, cu cât eu mă implic, chiar plâng și aparent într-o scenă comică, lumea cu atât râde mai mult. Deci totul e jucat cam în ideea medaliei pe cant. Așa este, e și viața, de cuțit, sigur, așa? Că da. Sigur. Noi facem o copie, de fapt, a vieții, asta încercăm, deși o facem cerebral, ajungi la cel 360 de grade, adică în moment, ca să poți ajunge la cel firesc ca să semene cu viața. E o muncă chinuitoare. Tora, cine ți-a netezit drumul spre scenă? Spre scenă, de când sunt mică, știu că mi s-a prezis așa, de toată lumea din jur, de la grădiniță chiar, mi se spunea artista noastră. Chiar cântam, chiar am primit și bani când eram mică, pentru produsul artistic, da. Și ție ți-a intrat în cap. Mi-a intrat în cap că pot să mănânc o pâine cu meseria asta. Oricum, când am primit prima dată salariu, m-am și mirat că mă plătesc. M-am mirat că m-au lăsat să joc. A venit dintr-o mare bucurie, efectiv. Și chiar dacă ar fi să se sfârșească viața mea și să revin vreodată, aș dori tot actriță să mă fac, dar într-o cinematografie mai bănoasă și mai civilizată. Apoi drumul mi l-a netezit, sigur, profesorii, dascălul, ceea ce însemna într-un oraș de provincie respectul vis-a-vis de un dascăl, da. Profesoarea de română. Apoi profesoarea mea, Eugenia Popovici, artistă emerită. De la Institutul de Teatru. De la Institutul de Teatru, care era un talent absolut ieșit din comun, chiar dacă un pedagog mai puțin bun, ea fiind o persoană puțin grăsuță, imaginați-vă că ne spunea la clasă, copii, piesa aceasta sau rolul acesta nu e jumer, adică două ouă în tigaie, ci e cozonac, adică trebuie să-l frământ, să crească, să-i pui stafide, depinde că îl lași la cuptor să coacă. Ea avea foarte multă dreptate, dar ea fiind grăsuță, noi bineînțeles că ne pufnea râsul, pentru că o puneam pe baza apetitului extraordinar pe care l-avea.